țara Simoscredo, o pună presiune acolo Kalinkov, venit de pe extrema dreaptă, undeva în centru, un jucător cu travaliu, cel puțin asta o demonstrează în clipele de rigoare, cât de lejer au făcut această fază. 1-0 pentru Vata Belarus, așa cum vă spun. Kalinkov, greșește Kalinkov, a intuit ce voia să facă Kalinkov, Alexandru Pavlov. Bordachov, pe extrema stângă, centrează Bordachov. Centrarea lui Maxim Mihalov, gol! Gol Dacia, frate Stelio! Elan bate Belarus, șut și este 2-1 pentru formația campionă. Reproșează vehement lui și este 2-2 Dumitru Popov. În apropiere de locul unde are loc meciul dintre Dacia și bată Borisov, o altă partidă de lux pentru microbiștii din Moldova, o partidă de asemenea transmisă de către site-ul nostru. Centrarea acum, posibilitatea pentru bată Belarus și este 3-2.